date în toată această artă, pentru că este o bucurie a iraționalului, o bucurie a contemplației lucide și calmă. Este un freamăt al culorii și în același timp o liniște a așezării în pagină. Este tot la fel și în sculptură, un freamăt al suprafeței și o liniște a marii compoziții. De aceea, cred că oricare dintre noi ne-am putea permite bucuria de a avea o pictură sau o sculptură de Silvia Radu în casă, am avea un izvor de fericire. Vă spun cu toată sinceritatea, rare ori întâlnești atâta iradiantă fericire într-o operă de artă ca în aceste fericite priviri ca niște vederi asupra unui paradis, paradisul Silviei, fără îndoială, văd că este la Pițigaia sau la Pătroaia, așa cum cumva a fost la Vama. Deci, întorcându-ne, de fiecare dată când ne vom putea permite să avem o pictură de Silvia Radu, vom fi fericiți deținători ai unui colț de paradis și vă îndemn pe toți să deveniți și îmi doresc eu însă să fiu cândva, pentru că este o operă de împărtășire ceea ce se întâmplă în ultima perioadă a Siriei. Ea ne împărtășește marele. Ea ne face părtași laudei pe care o profesează prin pictură și prin sculptură. Vrem să fim alături de ea, vrem să fim în bucurie, avem o pasă. Cu acesta vă mulțumesc și îmi cer iertare dacă vorbele mele nu au fost la înălțimea teoretică a unui critic de artă. Am vrut doar să vă mărturisesc marea mea încântare în fața acestei opere de mare sinceritate și mare frumusețe și în același timp de mult mai puțină profunzime. Potirele lor au fanatici arginți
din a soarelui pară. Deși când atinși sunt de vară, mor pâlcuri sau mor singuratici, în crin e beția cea rară. Sunt albi, delicați, subțiratici, flori, frumoase flori, gingașe flori, în voi înfloresc dureri și fericiri, uitări și amintiri, garoafe crin, violete, trandafiri. Ce mirare că sunt!